Bună ziua, bine ați venit! Manifestarea de astăzi stă sub semnul Zilelor Municipiului Român, ediția 18 a concursului de cultură generală pentru elevii liceelor romașcane. Anul acesta s-au înscris în concurs elevii celor 8 licee. Așa cum știți de la edițiile precedente, inițiatorul și organizatorul concursului propune 5 teme. Anul acesta au fost, așa cum ați văzut, teme nu întâmplător alese. Ați avut, de pildă, Marie Preda. Suntem în an centenar Marie Preda, se împlinesc pe 5 august, 100 de ani de la nașterea unuia dintre cei mai reprezentativi prozatori ai literaturii române din perioada post-belică. O altă temă a fost descoperiri și inventatorii români. Țin să menționez că unul dintre inventatorii români de marcă, și anume Vitalie Belousov, este absolvent al liceului Roma Rodă și a adunat în cariera domniei sale 123 de brevete de invenție folosite la nivel mondial, nu doar în România. Voi ați citit bibliografia și ați văzut inventatorul român celebru Petrache Poenaru, a inventat stiloul, Ana Aslan, celebră pentru genovital, Traian Fuia, Dinu Coand, tot ce ați parcurs în bibliografie. O altă temă a fost Moldova, pentru că colegul meu a considerat reprezentativ pentru zona în care ne aflăm, trebuie să ne cunoaștem istoria locală, da? Urmată de o temă foarte generoasă și foarte dragă mie, Mușatini, în acest an în care municipiul Roman a împlinit 630 de ani de atestare documentară. E o sărbătoare a orașului pe 30 martie, când în anul 1392 domnitorul Roman I Mușat a semnat primul uric care atestă municipiul Roman. Dinastia Mușatinilor, continuată de fiul lui Alexandru, de fiul lui Roman Mușat, și anume Alexandru cel Bun, Ștefan cel Mare, Petru Rareș, și a făcut în biografie, dinastia Mușatinilor, de o importanță covârșitoare pentru istoria Moldovei și nu numai. Și o altă temă a fost America, geografia Americii de Nord, pentru că trebuie să călătorim măcar cu gândul pe toate continentele. De-a lungul celorlalte ediții au fost și celelalte continente și mai urmează. Practic, bibliografia acoperă teme aproximativ din domeniile noastre. Pe mulți dintre noi m-am văzut la sala de lectură, studiind cu multă atenție bibliografia. Și vreau să cred că să vă văd și de acum înainte, și la secția de comut, și la sala de lectură, chiar dacă concursul se încheie astăzi aici. Vă așteptăm cu drag să descoperiți această comoară care zace între paginile cărților, pentru că am spus de multe ori și o să mai spun de fiecare dată, un om informat este un om puternic, iar lectura și cartea sunt definitorii în formarea voastră viitoare. Concursul de astăzi a fost un bun prilej să vă antrenați mintea pentru examenele viitoare, să lucrați un sistem de nivelul meu tip de grilă. Voi v-ați trebuit, rezultatele se văd îndată. Îi mulțumim domnului primar pentru că a fost generos anul acesta, valoarea premiilor a crescut. O să rog să ne prezinte cuvântul domniei sale și să vă mâneze premii. Sigur, mulțumesc pentru invitație. Mă bucur să fiu aici la acest eveniment deosebit, un eveniment care, așa cum am auzit cu toții, a devenit deja tradiție. Și la fel cum zilele Romanului sunt tradiție și activități de acest gen au devenit tradiție în cadrul zilelor municipiului Roman. Mă bucur din tot sufletul că sunteți aproape de știință, că sunteți interesați și vreți să îmbunătățiți permanent cunoștințele.
Chiar, așa cum spunea doamna director, avem din roman foarte multe personalități pe care le omagiem cu fiecare ocazie. Și mi-aș dori și sunt convins că și între voi sunt viitori oameni de știință, viitoare personalități pe care noi va trebui să le avem în vedere la viitoarele zile ale municipiului Roman. Mă bucur că organizatorii pot face și fac din ce în ce mai bine acest concurs și stârnesc interesul vostru al elevilor. Această competiție este de fiecare dată binevenită și stimulează. Iar interesul nostru al administrației publice locale este ca împreună să punem în valoare capacitatea voastră intelectuală și să vă sprijinim. Totodată cu interesul vostru de a vă implica și de a fi mereu alături de carte de știință, de în această bibliotecă minunată și nu numai, și la școlile unde învățați. Vă felicit pe toți cei care ați organizat acest eveniment. Îi felicit pe îndrumători și, dar în primul rând, pe participanți. Le doresc mult succes, îi așteptăm să transmită mai departe mesajul după experiența de astăzi și celorlalți elevi din municipiul Roman, colegilor, iar la fiecare ediție să avem din ce în ce mai mulți participanți și performanțe din ce în ce mai mari. Să știți că de fiecare dată ne tresare, să zice, sufletul de bucurie, inima de bucurie când auzim de elevi din Roman performanți, de rezultate deosebite, de oameni din Roman care fac performanță indiferent de domeniul lor de activitate. Și ați văzut chiar acum două zile la Casa Pogaș, unde este un muzeu al personalităților romaștane, l-am omagiat pe Constantin Ceiescu, care este un medic romaștan, un medic de renume mondial, care a fost fondatorul cardiologiei moderne în România. Și iată, suntem deosebit de mândri că în acest an am putut să-i aducem un omagiu, renovăm și casa lui în care s-a născut, unde va funcționa o grădiniță. Și tot ceea ce facem este pentru a menține în atenția voastră și a oamenilor din Roman faptul că romanul are o tradiție în crearea de valori și sunt convins că dumneavoastră veți fi valorile de mâine ale municipiului Roman. Felicitări, felicitări dumneavoastră, felicitări organizatorilor. Sigur că da, cadrul, dar zice, în primul rând, că așa am vrut, ei sunt formatorii care din umbră susțin și creează performanță. Felicitări tuturor! Mulțumim! O să începem festivitatea premiere cu diplome de participare, după cum urmează. Cîra Roxana Vasilica. De la Liceul Teologic de Sfântul Francis. Felicitări! Mulțumesc! Particiul Dragoș Gabriel, același liceu, proces teologic. Așa e frumos. Felicitări! Părilescu Manuela Ionela, Liceul Teologic Sfântul Francis de azi. Felicitări! Burlacu Narcisa Florența, Liceul Tehnologic Vasile Sala. Netedu Ionuț Daniel, Liceul Tehnologic Vasile Sala. Felicitări! Spiridon Andreea Elena, Colegiul Tehnic pentru Bună. Felicitări! Asistei George Petruț, Colegiul Tehnic pentru Bună. Onode Maria Victoria, dacă îmi permiteți, felicitări.
Ea s-a plasat, practic, pe locul 4, la doar două puncte de locul 3. Adică, dacă ar mai fi existat și mențiuni sau un premiu pentru așa ceva, ar fi meritat. Vom lua pe altul anul viitor să avem și o mențiune, nu? Am vrut să subliniez treaba asta, pentru că două puncte a fost foarte aproape de onorat pe 3. Sandu George Octavian, liceul de grand sportiv. Felicitări! Comorașul Pietoar, liceul cu program sportiv. Felicitări! Iohan Andreea Elena, liceul cu program sportiv. Felicitări! Perin Alexia Georgiana, Colegiul Tehnic, Mirau Păstină. Felicitări! Davor Denisa, Colegiul Tehnic, Mirau Păstină. Felicitări! Ciuchi Ecaterina, Colegiul Tehnic, Mirau Păstină. Felicitări! Ce preagă Remus, felicitări! Ciocănaș Alexandru Ionuț, la fel, liceul de logic, felicitări! Ungureanu David, David, Colegiul Național, nu am fost, felicitări! Copil, da. Ienache, Denisa, Ioana, Colegiul Național Român Vodă. Mulțumesc! Mihai, Elena, Marcela, Colegiul Tehnic, Danubiana. Felicitări! Boscodeala, George Ștefan, Colegiul Tehnic, Danubiana. Ulea Florin Emanuel, Colegiul Tehnic Danubiana. Am terminat cu lucrurile de participare, urmează corul. O să cer pentru diplomele pentru licee, pentru că fiecare puntaj al celor trei participanți s-a adunat și a ridicat puntajul liceului. După cum urmează, evident, normal. Acum strigând. Deci e premiul 3 pentru concursul de cultură generală, ediția 18, Colegiul Tehnic Pentru Puni, Ono de Maria Vitoria, Achiței George Pătruț, Spiridon Andreea, Elena. Toți trei. Toți trei? Pe podium, locul 3. Felicitări! Da. Felicitări, felicitări, felicitări și premiu. Pe care o dați în mod egal, bineînțeles. Facem. Sigur că în mod egal. Bravo. Premiul 2, Liceul Teologic Episcop Melchisedec, Sfânt de Teodor Marian, Ciocănaș Alexandru, Cepragă Remus. Premiu? Ce? Ia felicitat pe premiu. Da, bravo. Da. Păi așa e în echipă. Da. Așa se câștigă punctul, în echipă, nu? Da. Succes am de parte, felicitări. Și premiul 3, Colegiul Național Roman Vodă. Câștigă Bucaci Alexandru, de naște din Ioana. Felicitări încă o dată. Bravo. Felicitări premianților, locul întâi e domnișoara, ai mijloc aici să faci, și facem și poză și premiul mai substanțial.
Câștigătorilor. Mulțumim și noi. Premiile individuale, după cum urmează. Premiul 3, Cuțanu Patricia, Liceul Tehnologic Vasile Țap. Așa. Banii sunt în carte, să-și vedeți. Ia sunt mai aici, în contrajur, partea asta, la altul nostru. Bine, da? Premiul întâi, Sârzi Teodor Marian, 80 de puncte, liceul. Felicitări. Ești campion de acestei ediții și aici premiul tău. Așa cum spuneam și adineauri, vă aștept, sper că deveniți din ce în ce mai interesați, pentru că organizăm și la ediția 19-a. Acum știți cum decurge concursul, știți și formatul, a crezut că e un test grilă la anul, fiecare din voi poate să fie câștigător. Abia aștept să facă trebuie. Felicitări, bravo!